Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Cultură. Prima parte a ediției o dedicăm din nou luteriei și maestrilor lutieri din Reghin, supranumit Orașul Viorilor. Pentru promovarea artei luteriei în rândul tinerilor, Asociația Artiștilor Lutieri din România organizează periodic diferite evenimente, precum festivalul care a marcat 70 de ani de luterie reghineană. O expoziție de instrumente muzicale, câteva concerte și zile ale porților deschise la atelierele maestrilor lutieri au făcut parte din programul festivalului aniversar organizat anul trecut. La aniversarea a 70 de ani de luterie reghineană, pasionații de muzică au avut ocazia să vadă, dar și să cânte pe cele mai vechi și mai noi instrumente cu coarde confecționate în zonă. Suntem din Reghin și am venit la această expoziție. Dintotdeauna am fost și anul trecut sau acum 2 ani când a fost organizată. Ne plac viorile și mai ales că avem un nepoțel care e pasionat de vioară. Și am venit să testăm, adică să cânte la ele. La urmă se va hotărâi el ce va face, ce își va alege. Important este că avem o expoziție așa de frumoasă în Reghin și o asociație a artiștilor lutieri. Expoziția organizată la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară din Reghin a reunit 60 de instrumente, de la vioară și violoncel până la contrabas și chitare electrice. Avem aici un instrument Boianciuc din 1977, avem un precup Florea din 2010, avem Noci Pavel, avem un instrument de mare Zaharie de Luca Ioan. Și încercăm în fiecare an și mulțumim pe această cale primăriei și Consiliul Local că au reușit să ne ajute și au înțeles să ne ajute să achiziționăm și în acest an o vioară și o violă de Luca Ioan. Avem instrumente construite și de lutierii contemporani și de către cei doi mari producători, Hora și Gliga. Fabrica Hora are încă, pe lângă instrumentele cu arcuș, are și altă gamă foarte diversificată de instrumente cu coardă, de la cobz, balalaică și alte instrumente. Asociația Artiștilor Lutieri din România a luat ființă în 1990, imediat după căderea regimului comunist, cu aportul succesorilor maestrului Roman Boianciuc. Tot atunci s-au pus bazele firmelor Gliga, un alt mare producător de instrumente muzicale de serie, după fabrica Hora, înființată încă din 1965 de către inginerul Nicolae Bâzgan. Alături de acestea s-au înființat și dezvoltat ateliere de 10-15 angajați care produc așa numitele instrumente de atelier, dar și ateliere în care un singur maestru lutier dă naștere unui instrument cu coarde.
Viorile de serie sunt cu siguranță și ele foarte necesare pentru studenți, pentru începători, dar și de la vioara de serie până la vioara de maestru sunt încă niște calități intermediare și fiecare client, în funcție de necesități, în funcție de nivelul de studiu la care se află, optează pentru una dintre aceste trepte de calitate. Instrumentul de maestru, în mod normal, este construit de o singură persoană, 100% manual, în mod artizanal, de la început și până la sfârșit. Sunt în profesia de prelucrare a lemnului din 85, iar în cel de fabricare a instrumentelor muzicale din 91. Pot spune că într-un final am ajuns în cea mai valoroasă modalitate de prelucrare a lemnului, valoric vorbind, după ce am trecut prin toate fazele de prelucrare a lemnului posibile. Pot vorbi ca unul care am venit din exteriorul Reghinului, în 85, ca absolvent de facultate de profil, și pot spune că venind aici am întâmpinat în Reghin și în jurul Reghinului branduri care existau practic unice în țară. Erau articole sportive, ambarcațiuni, patinaj viteză și multe altele, printre care și viorile, la care am ajuns într-un final. Ca o idee pentru cei care nu cunosc, dintr-un volum de lemn de 5-6 kg, într-o vioară rămân practic 300 de grame de lemn, prin prelucrări succesive care dau valoare instrumentului într-un final, pentru că dacă la un produs normal manopera este de undeva 35% din costul produsului finit, la viore acea manoperă se ridică poate la 70-80%, ceea ce nimeni nu știe, că practic valoarea instrumentului este dată de munca omului. Lutierul, în primul rând, trebuie să aibă îndemânare și iubire față de prelucrarea lemnului. Și eu în fiecare dimineață până seara lucrez în atelierul meu și petrec foarte mult timp în atelier lucrând instrumentele, rindeluind, șlefuind, iar lăcuind, să fie un instrument foarte frumos și bun. Construcția de vior sau luteria este ceva special în prelucrarea lemnului, în sensul că în final, pe lângă faptul că arată foarte frumos, trebuie să aibă și o acustică corespunzătoare. Acustica este dată de lemn și de toate elementele, componente ulterior puse pe acest instrument. În partea de lemn, practic, lemnul este cel mai anizotrop material care există. El tot timpul va lucra. Și peste 100 de ani, și peste 50 de ani, indiferent timpul asupra lui, lucrează într-un anumit fel, dar el tot timpul va absorbi apă și va ceda apă. Cu cât acest echilibru devine mai constant, cu atât instrumentul este mai stabil. Problema este că lemnul ca și structură diferă de la centimetru la centimetru. Și nu o să găsească niciun instrumentist, niciodată niciun lutier, nu o să poată să facă două viori identice. Deci totdeauna vor fi nuanțe diverse, muzical sau acustic vorbind. Dar este adevărat că și gusturile diferă și oamenii sunt diferiți. Și întotdeauna fiecare instrumentist caută altceva. Și atunci important este să ai o gamă cât mai largă, tehnic corect făcute, dar să fie o gamă largă de a putea să-și găsească fiecare instrumentul pe care îl caută. Sunt deosebit de încântat că în Reghin s-au păstrat din toate brandurile care au fost, măcar două, din care unul a rămas în domeniul viorilor. Este o plăcere să vezi că în ultimii 10-15 ani s-au înmulțit numărul atelierelor și, practic, în viitor este foarte posibil să devenim un oraș măcar asemănător, dacă nu egal, Cremona, Mittenwald și alte leagăne ale luteriei mondiale. Arcușele și coardele unui instrument sunt tot atât de importante precum partea lui lemnoasă. Ioan Vezendan a lucrat 30 de ani la fabrica Hora și a construit 10.000 de arcușe.
Acum are atelierul său propriu și tot ce iese din mâna lui ajunge la muzicieni și, prin ei, în fața publicului. Arcușele care le fac, eu le fac manual. N-am nicio mașină, n-am nimic, totul e manual. E o bucată de lemn pe care o transform în arcuș. Cu rindele, cu scule, cu... Și arcușul, în anumite situații, o să zic că e mai important decât vioara. Că îi dă un sunet instrumentului, arcușul. Un sunet mai plăcut sau mai puțin plăcut în funcție de arcuș. Și în funcție și de solist. Se creează câte o legătură între arcuș și fiecare instrument în parte. La fel este foarte importantă și potrivirea cu instrumentistul care cântă. Fiecare dintre instrumentiști produce un sunet diferit și trebuie să se asigure la un moment dat o compatibilitate între instrumentist, arcuș, instrument și tipul de corzi, cu siguranță. O remorcă de arcuș am făcut. Deci, de ordinul la 30-50 de mii. Ca așa au fost. Trebuia să lucrezi, trebuia să-ți faci plan, trebuia să faci bucăți ca să-ți poți câștiga salarul în fabrică. Acum s-o mai redus, acum face mai puțin. De când sunt particulară să acasă. Și acum fac arcușe numai de super calitate, de calitate. Din lemn de Pernambuc, lemnul e foarte scump, lemnul în sinea lui. După aceea păr de cal de super calitate. Și după aceea mâna. Eu cumpăr lemn acum din Germania. Dar e greu de găsit lemn, din cauza că sunt anumite restricții din lemn exotic și nu se mai găsește. Cea mai mare problemă. Restul, toate, capra și părul, poți să-l cumperi. Că se găsesc. Lemnul e cea mai mare problemă. Lemn de calitate. Lemnul, dacă nu e de calitate, nu are sunet. Cel mai bun lemn pentru arcuș e lemnul de Pernambuc. Ioan Vezedan povestește despre relația deosebită pe care o are cu bucata de lemn din care urmează să construiască arcușul. Orice bucată de lemn, când începi să construiești un arcuș, o studiezi. O studiezi, tu uiți la ea, ea se uită la tine, eu mai râd cu ea că eu vorbesc cu arcușul, mă, nu cumva să mă faci de rușine. Și până la urmă, cred că îi și ceva între mine și ea. Când povestim unul cu altul ca să iasă bine. Și în momentul în care studiezi lemnul, după aceea te-a pus să lucrezi și să-i dai forma și nu numai forma, pe cât repartizarea greutății pe baghetă. Nu e ceva care sună așa un pic, dar e cel mai important. Cel mai important, repartizarea greutății pe baghetă. Și după aceea, la sfârșit, nu se iese un arcuș pe care, clar că eu nu știu să cânt, și tot cei care cântă îi dă nota. Nota ei o dau. Noi le facem, le aranjăm, le facem funcționale, dar ultima notă care ți-o dă tot, artistul ți-o dă. Ionică, ai dat lovitura sau mai puțin? Ai luat 9 sau ai luat 8? Sau ai luat 7? Și trebuie să accepți. Că nu putem, în momentul când arcușul e făcut, la ăsta nu mai e ce face. Să zici că îi mai faci ceva, nu mai poți face nimic. Te l-ai gândit de felul ăsta? El așa trebuie să funcționeze. Ioan Vezedan are două fete care studiază informatica. Regretă că nu are un urmaș care să îmbrățișeze profesia de constructor de arcușe și că este nevoit să lucreze singur. Eu lucrez singur. Eu lucrez, eu mă promovez, eu mă duc să-mi prezint marfa, eu fac singur. Că în spate nu mai vine nimeni care să vrei să învețe. Aici e o chestie de foarte multă migală. Nu poți lucra nervos. Că se vede aici ce iese. Și atunci e greu. Pentru un tânăr să facă, îi trebuie multă experiență. Îi trebuie ea 30 de ani. Ca să ajungi la performanță. Viorile confecționate la Reghin au devenit o adevărată emblemă a locului. Instrumentele muzicale produse aici au ajuns în mâinile a sute de muzicieni din țară și străinătate. Pentru a pune în valoare sunetul bijuteriilor cu coarde, organizatorii festivalului 70 de ani de luterie reghineană
au introdus în program câteva concerte susținute de artiști renumiți care au interpretat diverse lucrări muzicale folosind instrumente cu coarde confecționate la Reghin. Faptul că instrumentiști de renume din România au acceptat ideea să cânte cu instrumentele noastre. Noi sperăm că am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor, dar acesta a fost un test important pentru noi. Îl considerăm ca un foarte bun mod de promovare și de a readuce Reghinul la nivelul calitativ la care era odinioară. Am fost onorat să avem între noi și să cânte pe instrumentele noastre instrumentiști de marcă. Vorbim aici de Rafael Butaru, este concertmaestru filarmonicii de la București, Radu Dunca este concertmaestru de la Opera Națională, Răzvan Suma, violoncelistul de la Orchestra Radio și încă alți câțiva foarte, foarte renumiți. În prezent, Asociația Artiștilor Lutieri are 25 de membri care lucrează împreună la promovarea luteriei din România pe plan internațional, dar și național. Pe plan național o să fim prezenți la Festivalul George Enescu. Am fost și în 2019 cu o expoziție de succes. Nu doar expoziție. A fost și o parte foarte importantă și acolo, multe dintre orchestrele care au cântat la București au cântat pe instrumente, pe contrabași în special, pe contrabași construiți la Reghin. A fost și acesta pentru noi un punct de încercare, un test, dar pe care l-am trecut foarte, foarte bine. Orchestra Academică de Stat din Rusia, de exemplu, a cântat cu 11 dintre contrabași, la fel și la Ateneu, în diferite concerte, s-a cântat cu contrabași construiți la Reghin. În jurul anilor 2000 s-au intensificat participările lutierilor reghineni la concursurile internaționale de la Mittenwald și Cremona. Performanțele adunate de-a lungul celor 70 de ani au făcut ca România să fie declarată în 2019 de către Eurostat cel mai mare producător de instrumente al Europei în spațiul extracomunitar, cu 14.000 de viori exportate în 2018, ceea ce reprezintă 28% din exporturile extracomunitare de viori. Cele mai multe au ajuns în Statele Unite și Coreea de Sud, câte 11.900 în fiecare țară. Aceste recunoașteri internaționale au pus Reghinul pe harta mondială a constructorilor de instrumente muzicale. Pentru că am vorbit și în ediția trecută și în prima parte a emisiunii despre construcția de viori, vă propun în continuare să-l cunoașteți pe violonistul Valentin Șerban. Impropriu spus să-l cunoașteți, pentru că la cei 31 de ani ai săi, Valentin Șerban este deja o personalitate marcantă în peisajul muzical românesc. Este marele câștigător al finalei de vioară la concursul internațional George Enescu 2021 și s-a aflat pentru a doua oară pe scena Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.
La 31 de ani, Valentin Șerban este marele câștigător al finalei de vioară la concursul internațional George Enescu 2021. Este din Brașov, a studiat la master în Austria și este membru al orchestrei Les Dissonances din Paris, condusă de celebrul violonist David Grimal. Valentin Șerban este și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret, proiectul care reunește cei mai buni tineri muzicieni români. Pe scena Filarmonicii din Târgu Mureș s-a aflat pentru a doua oară. Sala e minunată, chiar e foarte frumoasă, e și destul de mare și sună foarte bine, e comod de cântat. Orașul, vă zic sincer, că nu l-am vizitat. Am fost doar la grădina zoologică, dar n-am rămas plăcut impresionat, pentru că mie nu-mi plac animalele din captivitate. Eu iubesc animalele și când le văd așa, indiferent în ce condiții sunt, nu mă impresionează într-un mod pozitiv. Dar în rest n-am vizitat orașul. Că de la repetiție mergi la hotel, dormi o oră și după studiezi, adică nu prea te plimbi. Și orchestra este o orchestră foarte bună. Chiar m-am mirat azi după prima repetiție, că de obicei la prima repetiție este puțin instabil. Oamenii se obișnuiesc cu solistul, se obișnuiesc între ei la acompaniament, nu-i ca la repertoriu doar de orchestră, dar a fost o repetiție foarte bună și chiar sunt impresionat de orchestră. Valentin Șerban a început studiul viorii la 7 ani, la Liceul de Muzică Tudor Ciordea din orașul natal Brașov. După ce a absolvit studiile de licență la Facultatea de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov, a urmat cursurile de master la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, Austria, unde s-a aflat sub atenta îndrumare a violonistei Silvia Marcovici. Am întâlnit-o pe violonista Silvia Marcovici într-un concurs din Austria, fusese în juriu și mi-a sugerat să merg să studiez cu dânsa. Cum ați fost primit acolo, în Austria? În ce sens? Nu știu. Cum ați simțit? Foarte bine m-am simțit. Este un alt mediu față de cel românesc, așa că a fost o experiență, să zicem, șocantă între ghilimele, că găsești ceva nou cu care nu ești obișnuit, dar foarte, foarte productiv. Am învățat extrem de mult în acești ani, în special muzică de cameră, o cultură specială pentru muzică de cameră. Aveam foarte multe formații și cred că m-am dezvoltat mult acolo. Pentru că ați spus că este ceva diferit, mi-ați putea cumva trasa câteva elemente distinctive ale școlii austriece în comparație cu școala românească de muzică? Nu știu dacă e potrivit școală austriacă neapărat, pentru că probabil 5% din profesori sunt de acolo. Majoritatea sunt din orice colț al lumii. Deci o școală, să zicem, internațională cumva. Dar și-au creat un mediu de instinct foarte, foarte bine pus la punct și bazat în special pe muzică de cameră. Adică nu te antrenezi ca să fii solist, te antrenezi să lucrezi cu oamenii din jur. Și asta te face să crești ca muzician. Ca orice tânăr care performează într-un domeniu artistic, Valentin Șerban are și câteva modele de violoniști pe care îi admiră în mod deosebit. Eu sunt mare fan al violoniștilor din secolul 20 și probabil dacă aș alege ar fi Iasa Heifetz și Henrik Schering, cei doi preferați, să zicem. De ce? Nu știu de ce. Nu pot să găsesc așa neapărat un... Bine, pe lângă că erau absolut geniali violoniști și muzicieni, au un stil aparte care pe mine mă atrage. Deși ei sunt cumva opuși în caracter, mă atrage pe mine ceva la ei. Preocupat în permanență de perfecționarea și de dezvoltarea sa artistică, Valentin Șerban a participat la numeroase cursuri de maestrie cu renumiți violoniști. De multe ori nu e foarte ușor într-o singură oră cu
cu un muzician bun să preiei ceva. Poate ține și de talentul pedagogic al acelui profesor, că nu neapărat un mare solist poate să dea mai departe ce știe. Poate de multe ori nu știe cum face, că mulți sunt extraordinar de mici și nu-și pun anumite probleme. Dar sigur că am aflat foarte, foarte multe, în special de la cei care au carieră solistică. Pentru că e o foarte mare diferență, ca să vă dau un exemplu concret, între ce aud eu când cânt și ce aude publicul. Și atunci sunt importante niște sfaturi. Îți spune câteodată că, de exemplu, dacă tu forțezi sau te auzi puțin mai dur, după 2-3 metri, 5 metri, 10 metri, nu se mai aude, se aude exact ce trebuie. Și diferite detalii de acestea de care trebuie să ții cont. Dacă se aude prea frumos la tine, poate e prea încet în afară sau lucruri de acestea practice pe care n-ai cum să le afli decât de la o persoană cu foarte multă experiență. De care dintre acești mentori vă simțiți cel mai apropiat și de ce? De David Grimal, cu siguranță. Asta și pentru că cântăm împreună în Les Dissonances în Paris, în orchestra Les Dissonances, și chiar este un mediu absolut unic, unde am învățat extrem de multe. Noi suntem în orchestră foarte mare, fără dirijor, de fapt singura orchestră din lume de aceste proporții fără dirijor. Tânărul violonist a susținut un număr impresionant de concerte și recitaluri în România, dar și în multe țări din Europa, astfel încât repertoriul său cuprinde lucrări diversificate, atât camerale cât și lucrări din repertoriul de virtuozitate. Cu toate acestea, odată revenit în țară, a avut și câteva experiențe neplăcute cu instituții muzicale ale statului. Ca să nu numim instituții, și așa că este mai delicat subiectul, sigur că probabil mulți au trecut prin asta. Cu siguranță nu sunt un caz unic, dar puțin. Dar sunt vorbesc. Printre puținii care vorbesc, exact. Da, sau poate au mai vorbit alții, dar având o anumită vizibilitate, s-a dus vestea. Și de ce se întâmplă asta? Cred că răspunsul e simplu, pentru că în multe funcții de conducere ajung oameni incompetenți, care n-ar trebui să fie acolo. Oameni cu anumite frustrări și cu limitări profesionale. Și atunci când vine cineva care are pasiune, dorință de a face mai bine, are un anumit, să zicem, potențial sau poate un nivel mai înalt, artistic, eu știu, sau da, cineva care vrea să facă, în general, mai mult, atunci este un mediu, să zicem, devine un mediu ostil. În momentul în care vrei să faci mai mult, poți fi primit cu o anumită reticență. Violentă de foarte multe ori. Și aceste conflicte, să zic așa, s-au aplanat? Sigur, în momentul în care am părăsit locurile acelea, s-a rezolvat totul. Și totuși doriți să rămâneți în țară și să cântați în țară. De ce? Să știți că la întrebarea asta niciodată n-am un răspuns. Nu știu, sigur că mă gândesc probabil ca mulți alți artiști de aici, de ce nu plec. Dar îmi place să stau aici și dacă plecăm toți, nici nu se va schimba nimic. Sigur că e foarte greu să schimb ceva, dar câte puțin, așa. Credeți că s-a schimbat ceva în acele instituții? Pentru că n-o să poată să vină din interior schimbarea. Trebuie să vină din exterior. Trebuie creat un mediu extern, să zicem, poate chiar privat. Un mediu care influențează tot restul, pentru că instituțiile de stat sunt atât de bine bătute în cuie și fondate, că acolo nu cred că sunt prea multe șanse de schimbări. Dar se poate crea un mediu extern, în care vin oameni care influențează.
Din 2018, Valentin Șerban devine concert maestru invitat al Orchestrei Române de Tineret și membru al celebrei orchestre Les Dissonances din Paris. Les Dissonances este o orchestră de muzică clasică europeană ce reunește muzicieni francezi și europeni, soliști internaționali, muzicieni din orchestre de renume, precum și tinere talente. Ansamblul simfonic a fost creat la inițiativa violonistului David Grimal în 2004, din dorința de a crea un spațiu de libertate într-o lume în care arta este în plin declin. Les Dissonances se ocupă de asemenea și de proiecte educaționale, concerte educative, repetiții deschise și ateliere în școli, cu scopul de a-i atrage și sensibiliza pe tineri spre cunoașterea muzicii clasice. Ineditul orchestrei este acela că are o geometrie variabilă și execută lucrări din repertoriul simfonic fără dirijor, cu o largă libertate de interpretare. Acolo am luat contact cu un alt fel de muzică, că tot vorbeam de muzica de cameră și de cât de mult m-a ajutat. Aici este muzică de cameră, dar nu în 4 oameni, 5, 3, ci în 80-100 sau mai mulți, depinde de repertoriu. Și fiind o provocare foarte mare la majoritatea proiectelor, asta mă ajută enorm. Și bineînțeles că David Grimal este un muzician extraordinar și cu o viziune unică, să zicem. Așa că în 3-4 ani de când ne cunoaștem, m-am apropiat foarte mult de el. Cum ați ajuns să fiți membru în acea orchestră? A fost chiar simplu. Adică simplu, n-a fost o formalitate. I-am scris un mail lui David Grimal și l-am întrebat dacă ar vrea să mă asculte. În urma conversației m-a invitat la el acasă când merg în Paris. I-am cântat și am primit invitația de a cânta alături de el în orchestră. Ce experiențe plăcute aveți cu această orchestră? Unde ați cântat și unde v-ați simțit cel mai bine? Nu știu, peste tot. Noi avem cam 4-5 proiecte pe an, să zicem, deci deja de 4 ani s-au adunat ceva proiecte. Nu știu dacă aș putea să spun unul anume, dar cel mai recent este acum cu Festivalul Enescu, în care am avut 2 concerte și cu niște repertorii la care, să zicem, cu orchestrele se sperie puțin și cu dirijori, dar păi fără. Dar... O provocare este mereu binevenită. Dar cum funcționează o orchestră fără dirijor? Sunt și eu curioasă și cred că și publicul, de asemenea, telespectatorii. Teoretic ar trebui să funcționeze la fel ca orice formație camerală. Și este o chestie de mentalitate și de pregătire. Adică în momentul în care știi tot ce cântă oamenii din jur, nu ai nevoie de mâna dirijorului care se arate când se intri, pentru că tu vii după flaut sau vii după violă sau vii după vioara a doua. Este la fel ca în quartet. În quartet nu te dirijează nimeni. Sunt mai multe voci, este sigur mai complex, dar cu pregătirea necesară funcționează la fel. Valentin Șerban a ridicat publicul în picioare anul trecut la concursul internațional George Enescu după o finală în care a interpretat concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Sibelius, concert pe care tânărul violonist l-a susținut și pe scena Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. A fost a doua oară când am participat, cred că am mai participat acum 2 ediții, 2 sau 3, și atunci am picat în prima etapă. Deci au fost rezultate opuse, să zicem. De ce credeți că atunci ați picat? N-am cântat nici foarte bine atunci. Probabil ăsta e motivul numărul 1. Sunt zile și zile, nu suntem mașini, poate să fie mai bine, poate să fie mai rău. Sigur că pe lângă asta un concurs nu este ceva total obiectiv. Pe lângă lucrurile astea, poate fi mai bine, poate fi mai rău, dar nu este o întrecere de cai. Adică nu poți calcula o milisecundă diferență între tine și oponentul. Și atunci, dacă juriul are anumite preferințe, deci trebuie și moment, trebuie și noroc, e șansa fiecăruia. Ce a fost special la ediția de anul acesta? Nu știu, și eu mă întreb.
A fost momentul bun, să zicem. Momentul în care s-au așezat lucrurile pentru mine. Ce înseamnă pentru dumneavoastră câștigarea acestui premiu? Este printre cele mai importante câștigate de până acum? Da, cu siguranță este cel mai important. E o mare schimbare. Mă ajută și pe mine personal, adică îmi dă un impuls așa și puțină încredere că aveam nevoie după atâția ani de, în care nu știi exact ce se întâmplă, vezi că nu iese mereu ce vrei, să fii apreciat. Cine nu se bucură de asta? Dar cred că cea mai mare schimbare e, de fapt, viziunea din exterior. Oamenii acum, dintr-o dată, mă apreciază. Și sigur că mă bucur de asta, dar poate să fie și un sentiment oarecum frustrant, că eu puteam să nu trec în finală sau puteam să iau premiul 2 sau 3 sau niciunul. Sau puteam să pic din nou în aceeași etapă, dar în mod evident eram același violonist, nu? Că nu. Și se poate, fiind concurs și fiind în domeniul artistic, cum am și zis, nu e ceva obiectiv. Deci se putea întâmpla să nu ajung acolo. Eu fiind același, n-aș fi fost apreciat. Deci e un sentiment de frustrare, că mi-aș dori ca publicul să nu țină cont de asta. Să vin la concert, să zică, mi-a plăcut, nu trebuie să ai premiul întâi la concert, la concursul internațional George Enescu ca să-mi placă de tine. Mi-a plăcut că mi-a plăcut. Ați simțit că vi s-au deschis mai multe uși? Toate. Da, adică față de înainte este o diferență enormă. Ce îi trebuie unui tânăr violonist ca să devină solist? Deci să iasă din orchestră și să devină solist. Probabil ego. Adică e dorința aia de a fi în față și cred că e ceva născut. Există pe lumea asta niște muzicieni extraordinari care nu fac asta, care preferă să fie în orchestră sau să fie în quartet sau nu vor să fie soliști, n-au dorința asta, deși teoretic ar putea. Deci probabil ego, e dorința aia de a fi în față, de a ieși în evidență. Și această dorință, de ce ar trebui să mai fie dublată sau triplată? Înzecită de studiu, bineînțeles. De studiu constant și... Cam cât studiați pe zi? Nu știu, depinde de zile. Sigur că dacă am timp, eu aș studia toată ziua, dar nu e mereu eficient, că obosești. Dar mie îmi place să fac asta, aș face cât de mult. Deci studiați în fiecare zi a săptămânii, nu există zi în care s-o ratați din punctul ăsta de vedere. Dacă n-am adică dacă nu-s pe avion sau fizic, dacă n-am timp, atunci. Dar în rest, nu există zi.
Concertul pentru vioară în re minor, opus 47, este singurul concert scris de compozitorul finlandez Jean Sibelius. Este cunoscut în rândul violoniștilor ca fiind unul dintre cele mai dificile concerte pentru vioară din punctul de vedere al cerințelor tehnice din partea solistului, iar partea a treia este considerată una dintre cele mai bune părți concertistice compuse vreodată pentru acest instrument. Acest concert este ales în mod frecvent de violoniști pentru propriul repertoriu? Da, să zicem că face parte din repertoriul standard. Adică sunt marile concerte, Beethoven, Tchaikovsky, Glazunov, Bruch, Lalo, bineînțeles Sibelius, Paganini. Deci cred că orice mare violonist concertist cântă Sibelius. Și dacă știți, ce violoniști l-au cântat de-a lungul vremii și care v-a plăcut, care interpretare v-a plăcut în mod deosebit? Cu siguranță toți l-au cântat. Cred că doar pe Menuhin nu l-am auzit cu Sibelius, l-a fi cântat la un moment dat. Da, sigur, dacă e să aleg, din nou violoniștii mei preferați, Iasha Eifetz și Henrik Schering. Tânărul violonist Valentin Șerban spune că dintre toate locurile unde a cântat, în Transilvania a simțit cel mai mult receptivitatea publicului. Și când am mers în Cluj sau aici la Mureș sau în Satu Mare, nu știu de ce, este o anumită atitudine pe care publicul o are. Simți că vor. Și asta e foarte important, nu? Că e un feedback. Când și simți că n-ai făcut... Că de multe ori, dacă sunt oamenii acolo și bine, ai cântat, bravo, ai mei departe, și te gândești oare de ce nu i-am impresionat sau că până la urmă nu, ești pe scenă, îți faci un rol. Trebuie să oferi ceva și aștepți cumva ceva în schimb. Publicul i-a lipsit tânărului violonist Valentin Șerban în perioada pandemiei. Ne-a mărturisit că a fost marcat de aceasta, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea artiștilor care au fost privați de evenimente și atunci când au putut avea loc, s-au desfășurat fără public. Din păcate, am avut câteva luni la începutul pandemiei în care n-am mai cântat deloc, probabil 4-5 luni. Care nu mi-au displăcut neapărat, că am avut timp să studiez. Am studiat foarte, foarte mult și cred că m-a ajutat perioada. Dar la un moment dat a devenit frustrant, pentru că nu poți să o duci așa. Ai nevoie. După, din fericire, am avut destule concerte, în special în afară, că astea erau posibilitățile. Dar cea mai mare lipsă, când am început activitatea, a fost lipsa publicului, cu siguranță. Să cânți cu o sală goală, este un sentiment absolut oribil. De poate fi toate camerele din lume, să știi că se uită 2 milioane de oameni pe internet, tot ai senzația că nu cânți pentru nimeni. Pentru că e un schimb. Nu poți. E un act artistic și publicul face parte din asta. Că pare mai inactiv, e să zicem, dar trebuie să primească cineva. Deci nu-mi doresc să mai fac asta. Chiar dacă acum a primit recunoașterea bine meritată atât în țară cât și în străinătate, tânărul violonist Valentin Șerban e convins că întotdeauna e loc de și mai bine. Să fac progres, să învăț lucruri noi, să încerc să-mi perfecționez, sau nu cred că e bine zis, să-mi repar din defecte, să zicem așa, să mă perfecționez. Asta mereu a fost un țel, e undeva acolo, indiferent ce fac, trebuie să fac mai bine. Te zice, trece mai bine ca ziua precedentă, nu? Teoretic da, dar nu funcționează din păcate așa, adică poți lucra la un lucru câteva săptămâni și să simți asta peste câteva luni abia. Deci nu știu, n-am găsit neapărat o rețetă, dar să nu te aștepți neapărat în fiecare zi să fie mai bine, că nu vei simți așa direct rezultatul. O carieră pedagogică v-ar interesa? Da, foarte mult. Îmi place foarte mult să predau și cred că aș putea să fac asta bine. Din păcate e cam complicat, pentru că în universități trebuie să ai doctorat. Singura țară, apropo, în care există cerința asta absurdă, în muzică cel puțin, că nu este chimie, matematică, un domeniu științific care doctoratul te înalță profesional.
Și sigur, asta e o dificultate. Când ai o carieră artistică, n-ai timp să stai 3-4 ani să prin cărți și biblioteci să-ți faci o lucrare de doctorat. Dar încerc să fac mai multe masterclass-uri, să zicem, într-un mediu mai privat, în care nu trebuie să depind de instituțiile publice și sper să fie cât mai mult. Punct ediției de astăzi și nu uitați, pentru o minte sănătoasă, consumați cel puțin o picătură de cultură pe săptămână. La revedere și toate cele bune!